Prima dată ieși cu șapca verzilor. Bravo. Unde o luăm? Hai așa și așa încolo, vai să sunim, ne ducem înapoi. Ieșim spre centură, spre nord, spre tunare, ai zis, nu? Da. Sau otopieni. Vedem nordul, ok, inspectăm. Vedem dacă treburile merg bine. Dar aici trebuie să ai lacuri, amuș, nu? Sergiu, cum vrei, cum zici tu, așa mergem. Tu ești în zona ta, la tine mergem. Tu ne ghidezi. Șoseaua de centură e foarte aglomerată, așa că... Nu, dacă ne-am fi dus pe acolo, ieșeam la centură, nu? La Mogoșoaia. Casa Presii și Romexpo. Aha, s-a luat un câine după noi și de fericit. Cățeluș, să nu ne latri. Noi suntem buni. Plămânii capitalii, plămânii din nord. Trebuie să-i păzim ca pe ochii din cap. Trecerea interzisă că e poligon de tragere. Și aici denivelare în stradă. Groapă. Inspectoratul de jandarmerie, hai! Intrăm și în pădure? Hai, o leacă la natură! Văd că stejari seculare aici! Și mașini parcate pe trotuar, omul ca să meargă pe aici trebuie să iasă pe carosabil. Pentru că ăștia cu bibica au venit la natură. Bariera pe drum de pădure închis. Restaurantul gourmet. Văzusem odată aici pădure de ambrozie. Și n-a avut nimeni grijă de ea. Vedem aici și ambrozie. Și urzică. Poftim. Teren privat sau de stat. Dar ambrozia e în floare acum. Și face victime, ravagii. Stop ambrozie. Madame Fireș, primarii de sectoare. Toți PSD-iști. Irresponsabil. Uitați-vă câtă ambrozie între jandarmerie și statul major al armatei. Thank you.
Ambasada Americii, la marginea orașului. Cred că și instituțiile statului ar trebui scoase din oraș. Oamenii se duc la ele odată în viață. Fotografiatul e interzis. Dar filmatul nu poți să-l interzici. Se numește libertate de exprimare. E apărat și de Constituția Americii. Și de norme internaționale pe care America ar trebui să le respecte. Și America de Nord, și America de Sud. Grădina zoologică. Un loc unde își bat joc de animale. Și unii vin să dea bani ca să vadă cum schinuie animalele. Să le arate copiilor atitudinea oamenilor pentru animale. Intrăm prin pădure? Zi tu! La voluntari avem nevoie de service. Dar Sergiu o rezolvă pe loc. Te-ai săturat să mergi pe același drum, am zis, hai să o luăm prin pădure. Pădurii ieși după încolo, dar așa de nou întreb la pipiera să facem cu cercul așa. Dar de ce? Noi puteam să ne ducem așa și să venim la vale pe pipiera. Ce facem noi să începem pipiera și tunariu, topieni și înapoi la centură. Am înțeles. Am obișnuit să ne interzică fotografiatul, rămășiță din epoca războiului rece. Dar aici la stadionul aer de ce are interzice, încă în engleză fotografiatul. O rămășiță a ceaușismului. Bătaie de joc. Voluntari, ce e aici? Oare de ce interzic fotografiatul? Idiot! Școala americană, nu degeaba au și pilonii ăștia. La ei totul e interzis, mai ales în colonii, în țările care le se supun. Halal democrație americanilor. La voi libertatea de exprimare e permisă, dar la noi nezea! Cam ca ruși, ca sovietici. Cenzuroși. Ieșim din voluntari și trecem șoseaua de centură pe pod. Încălicăm județul Ilfov. Cam îngust aici, dar ce să-i faci? Nu s-o gândit. Și la noi, bicicliștii. Centura București, tunare în față. Ok. Oho, ce viteză are asta. La deal. Dar la vale cum face.
cod de centură, pe-i sub noi. În regim de autostradă, cu sensuri giratorii. Dar aici drumul nu a fost măturat, curățit niciodată. O grămadă de deșeuri chiar pe partea carosabilă, care pot crea situații de accident. Eroilor Tunari sau infanterii. Unde mă duci? Spre Otopeni. Ah, ok, spre Otopeni. S-a rămas cu motorul pornit. Motorul poluatorul. Oprește motorul. Am scăpat de drumuri aglomerate. O luăm spre Otopeni. Unde m-ai adus, Sergiu? Unde m-ai adus? Au și râu. Și râu vezi tu? Ești pe mâie aici, mă la mușcă. Nici broaște nu s-aud. O fi rău otrăvit. Ce gard negru. Da, aici parcă e un graj, vezi? Casa e ca un graj. Ia uite, pe muncă nu e așa tare, de aici, pe un festival. Dacă mergi, nu te reși. Alba, alba. Ți-i spări că e rău aici? De ce? Bă, merge, dar numai că se plăcă mă e puținat. Dar de ce e așa alb? N-ai poluat? Și partea cealaltă e ambrozie, nu? Hai că s-aud și broaște, băi, și alte vietezi, dar uitați-vă câte gunoaie pe malul apei. Dacă sunt oameni pe malul apei, sunt nelipsite și gunoaiele. Păpuriș, ambrozie, la orizont se aude muzică, de tunari. De ce ne obsedează ambrozia? Pentru că, la fel ca pandemia asta de COVID, face foarte multe victime și simptomele sunt cam asemănătoare, oamenii se chinuie o lună, două, la sfârșit de august, toată luna septembrie, cât ambrozia e înflorită, plutește polenul în aer și generează la tot mai multă lume alergie, care duce și la febră și la gât inflamat și la ochi înlăcrimat și la nas înfundat. Pentru unii e un coșmar, poate să moară de la asta. Dar se pare că multora nu prea le pasă. Mai stăm cu metri. Eu gata, m-am relaxat. Am aproape 32 de kilometri, tu? 26. Hai, unde mai mergem? Spre sticla ta? Aia de pe bordură. Aia de ce noi gazăm. Voi ați lucrat aici? Ați tras gaz? Da, ia.
Gospodăros Sergiu este. Între tunari și otopeni avem camere de supraveghere pe marginea drumului. Dar drumul e într-o hal fără de hal. Nori de praf se ridică dacă mergi pe aici. Dacă vrea cineva să ne depășească, trebuie să iasă pe contrasens. Și nu e niciun semn care să-i permită. E linia continuă. Strada 23 august. Și pe marginea drumului am văzut multă ambrozie. Praful și ambrozia sunt pericolele cele mai importante vara și început toamnă. Asta e localitatea cu cel mai important aeroport internațional din România. Pe centura Bucureștilor cu regim de autostradă. Câtă sârmă ghimpată. Sârmă ghimpată, hai! E depozitată, nu cred că e închis ceva acolo, nu? Aici o fac? Văd. Dar podul ăsta trece numai calea ferată, eu credeam că trece peste șosea. Dacă mai avem de mers. Aici iar interzis filmatul, vreo unitate militară ceva o fi. Stejar secular pe teritoriu. Sau e plop. Hai, dacă e plop, poate e mai tânăr. El crește repede. Trebuie noi să o luăm prin pădure, Sergiu. Ia uite și camera interzisă. Băi, fraților. Ceaușescu e în mine și e în tine. E în fabrici și în uzine. Ceaușescu n-a murit, vorba de Emilia. Hai să interzicem și respiratul. Ca să nu stârnească praful. Să nu producă biogaz. România degeaba rimează cu democrația. Mai mult sârmă ghimpată, poliție, jandarmerie și interdicție aberantă. Asta e o porțiune din șoseaua de centură a Bucureștiului. Guvernanța ar trebui neapărat să gândească și la bicicliști când o repară, când o regândesc. Să nu ni se îngusteze refugiul ăsta. Și să nu fie interpretat de tiriști cu pasă ne șteargă cu camioanele.
cerb de ambrozie și aici pe marginea drumului. Aici sigur e responsabilitatea drumarilor. Fie celor de la drumuri auto, fie celor de la CFR. Dar ambrozia asta trebuie stârpită. O rafală de vânt duce polenul în oraș, dar și în sat. Și în sat suferă oamenii. În Odei. Nu știu care primărie la Odei, dar ar trebui să aibă grijă. Exim. Și uite, așa inspectăm metropola București cam în fiecare weekend. Faceți și voi astfel de pedalări. Dotați-vă cu biciclete, apă, telefon pentru hartă și urgență. Și filmați, mai ales dacă vedeți ceva frumos sau ilegal. Îndrăzniți, faceți ca noi sau mai bine decât noi. Drum în reparații. Nu știu cât o-ți dureze, dar e periculos pe aici și pentru pietoni și pentru bicicliști. Am impresia că vor să mai fac o bandă de circulație. Trotuarul văd că intră în gard acolo. Mai reduc din domeniile private ca să facă drum civilizat. Vom trăi și vom vedea dacă n-a durat un veac. În consens giratoriu. Aici o să fie pod cândva. Pasaj. Mergem înainte? Până la Mogoșoaia? Hai! Și floarea soarelui pe marginea drumului. Arată mai bine decât ambrozia. Știrul. Problem. Rezolvăm. Rezolvăm problem. Am văzut de pe pod lacul Chitila și ne-am gândit să coborâm, pentru că e ceva suspect aici. Urme de activitate umană.
dacă pădurea ți ascunde podoabele, cadourile de plastic otrăvite, lacul ți-l aduce la dig, ți le arată în fiecare zi. Și oamenii stau și pescuiesc aici. Și păsările văd că ciugulesc câte ceva de acolo, dar nu cred că e bun. E ceva de schimbat în atitudine. Cred că e șerpețeală. Oh, voi chiar plutește peste apă. Îl filmăm? Șerpișorul. Îl vedeți și voi? Dar el cară nu știu ce în gură, nu? Are, are în viață. Faci cuib, dar nu... Crezi? Da, da, el duce chestia aceea, nu îți ține. Îl duce. Duce. Faci cap. Dar poate e vreun pui de șarpe. Și pui din ou. A, păi din ou îi fac, dar după aceea tot ca șarpe le arată. Iată unul și-a ferit. Șarpe mort? Da, iată. Broscuțe. Și la cât cum aș să ferim. Sau dat, nu era mai știut. Să-l băgat, să ascunde. Ia ia capul lui acolo. Da, iese. Ies? Da, da, da. Capul în față. Are vreun metru lungime. Pește mort văd. Acolo mai este unul, ia. S-a speriat. Ia-ți capul unul. Vezi? Tot acolo? Da, mai încolo la că ia capul ea. Aha, e că vede în limbă, da. Gata, s-a spandat. Nu-i bărind el. Dar poate tot aici? Nu, nu, că era și s-a băgat în coasă. Da, ce căra el? Mai are un pui de șarpe, nu? Sau ce-a rămas la suprafață? Da. În mizeria asta încă este viață. De șerpe. Viață de șerpe, da. Aici, sub podul mai civilizat, ne despărțim. Și eu mă duc înainte spre vest. Ca Sergeiul ei spre București noi. Hai! Păi intră în rond și te duci. Hai. Noroc! Hai. Ceau! De guș, de deșeuri, gunoaie de la mașini. N-a trecut nimeni niciodată pe aici cu o mătură. Anul ăsta. An de pandemie. Dincolo la pietoni și mai strașnic. Ce vrei, ta? Te grăbești? Teme să nu-i tai calea. Șoseaua de centură București. Partea nord-vestică. Polenul de aici trece drumul și ajunge. Face viața de coșmar celor care sunt alergici la polen de ambrozie.
centrală, probabil. Dar suferă cetățenii de aici, de pe loc. Trebuie să mergi foarte departe, la marginea drumului, în bătaia vântului, Lan de Ambrozie. Cu noi, pe marginea drumului, ministrul drumurilor și garda de mediu, nu vedeți? Vă arăt eu, cu noi, cu noi, cu noi. Și nu știe să zbare foarte mult și departe. Și pare derutat. Sper să supraviețuiești. Păsăroi. Și o grămadă de gunoi pe marginea drumului. Înfiorător, ambrozie. Ambrozie, gunoi, ambrozie. Cred că e Chiajna deja sau Dragomirești. Ambrozie chiar în rondă, încerc. În sensul giratoriu. Și beton vărsat, carosabia. Betonierile supraîncărcate. Monument de femeie.
stop, prioritate pietoni și bicicliști. La Chiajna se pedalează. Și asta e bine. Îndrăzniți. Actualii București, fără județul Ilfov, până o să-l facem noi zona metropolitană și îl găsim un pic mai curat, un pic mai multe milioane băgate în flori, dar tot așa, cu gropi pe stradă, cu mașini parcate oriunde, pe trotuară, în intersecție și cu drumari care fac praf, fum și alte pericole pentru plămânii noștri. Străzi lateralnice de militari, trotuarele ocupate toate de mașini parcate ilegal. Bine, partea aia la altă e Libia. Dar aici, poftim. Ca la țară. Kellerman, București, și eu parchez cum vreau. Avea acela abțibild cu și eu, că adică îi pasă, dar îi pasă în felul lui. Și-o lua mașina, chiar dacă n-are unde să o parcheze. Aici nici nu-s trotuare, domeniul mașinilor. Lada de gunoi pe trotuar, curge din ea tot ce vrei. Apoi spre drumul Taberei.
Oho! Ce gunoaie despre capul. Un zbroi de pe șantier s-a oprit în copac. Și atârnă amenințător. Niște pânze de aceea. Plasă. Îți cadă peste mașinuri, peste bicicletă, poate să te omoare. Nu pentru că e grea, dar pentru că te împiedică să manevrezi. Asta de acolo are. Roșu, așteptăm. Noi suntem cu verde. Roșu nu ne place. Noroc.